Bună ziua și bine ați revenit la Case Bune! În ultimii ani, mai exact vreo 10, zona de sud a Bucureștiului a început să se dezvolte. Pentru că aici nu erau atât de multe construcții și terenurile erau mai ieftine, dezvoltatorii au început să construiască case, apartamente, s-au vândut foarte multe terenuri și, bineînțeles, cumpărătorii au venit să cumpere, pentru că aici produsele sunt mai ieftine. Sunt mai ieftine față de alte zone ale Bucureștiului? Nu neapărat că sunt mai ieftine, pentru că foarte mulți spun că în zona de sud s-a dezvoltat mult și prost. Infrastructura nu a fost pregătită să primească atât de multe dezvoltări imobiliare. Însă, avantajele zonei de sud pot fi enumerate și aș porni de la prețul pe metru pătrat. Prețul pe metru pătrat, atât al terenurilor, dar mai mult a apartamentelor și al caselor, este mult mai mic decât în zona de nord a capitalei și uneori ajunge chiar să fie redus cu 50%. În general, pentru că prețul pe metru pătrat al terenului este mic și prețul pe metru pătrat al apartamentului devine mai mic. O altă caracteristică importantă a zonei de sud este accesibilitatea. Pentru că de la Unirii până aici s-ar putea să ajungi mai repede decât de la Unirii în Otopeni. De ce? Pentru că zona este mai puțin aglomerată. Sunt mai puțini oameni care vin să locuiască în zona de sud decât în zona de nord. Ea fiind mult mai dezvoltată și pentru că acolo este și accesul către munte, acolo e și aeroportul. În toate modurile, zona de sud este mai puțin accesată de către locuitorii Bucureștiului decât zona de nord a capitalei. Dacă ne gândim și la zona comercială a localităților din sudul capitalei, ne gândim că avem acces la două mall-uri mari și mai mult, pentru că aici s-au creat adevărate comunități, s-au construit grădinițe și mici școli private, iar copiii dumneavoastră nu stau atât de mult timp în trafic. Preferă să rămână în zona comunității. Dacă privim zona din perspectiva ofertelor imobiliare, aici oferta este mult mai bogată, pentru că dacă s-a construit exponențial, avem multe unități locative de vânzare. Și este foarte important să menționăm și faptul că accesul la metrou aduce oamenii mai aproape de casă într-un timp mult mai scurt. Siguranța la seism este o caracteristică foarte importantă, mai ales pentru cei speriați de calamitățile naturale, cum aș fi eu, de exemplu. Și cred că zona de sud este mai puțin afectată de seism, pentru că aici sunt construcții mult mai noi, practic nu avem un centru vechi. În concluzie, oamenii sunt mai în siguranță și sunt foarte multe case, mai multe case decât blocuri înalte. O altă importanță pe care aș acorda-o zonei de sud este că zgomotul este mult mai redus. În zona de sud nu avem un aeroport încă, deci practic ar trebui să fie mult mai puțin zgomot și prin prisma faptului că nici traficul nu este atât de intens. Și dacă tot suntem în sud, aș vrea să vorbim azi despre Popejle Orden și comuna Berceni și împrejurimi, unde practic în ultima perioadă, respectiv ultimii 15 ani, s-a dezvoltat foarte mult piața imobiliară. În zona aceasta, Ministerul Transporturilor chiar dezvoltă acum două proiecte mari. Unul este pentru lărgirea centurii dintre Popejle Orden și Berceni și dezvoltarea unei noi centuri ocolitoare care trece chiar prin comuna Berceni. Ea este chiar A0, inelul cel de-al doilea de centură al capitalei. Legat de prețurile pe metru pătrat ale terenurilor, putem să discutăm azi despre cele mai ieftine, pornind dinspre 7 euro
pe metru pătrat și sunt terenuri cu o poziție total nefericită, uneori fără drum de acces și fără utilități. Iar dacă ne gândim la cele mai scumpe terenuri care pot să fie întâlnite în zona Popejle-Ordeni, pentru că aici se dezvoltă imobile foarte înalte, ele ajung până spre 300-350 de euro pe metru pătrat în funcție de caracteristicile urbanistice. În comuna Berceni, prețurile stau diferit. Există prețul de teren cu 40, 50, 80 de euro, pentru că aici, în general, s-au construit foarte multe case. Doar la drumurile principale ale localității există mici clădiri mai înalte sau spații comerciale. Dacă discutăm despre prețul unui apartament în Popejle-Ordeni, unde acestea sunt din ce în ce mai multe, el pornește de la 800 de euro pe metru pătrat și ajunge chiar spre 2000 de euro pe metru pătrat. Dacă sunteți interesați de achiziția unei proprietăți de tip garsonieră, puteți scoate din buzunar de la 23.000 de euro până aproape de 55.000 de euro și totul este în funcție de poziție, de structură și de finisaje. Apartamentele de două camere au prețuri cuprinse între 38.000 de euro și ajung până spre 130.000 de euro. Cele de trei camere au prețuri între 50.000 de euro și ajung până spre 140.000 de euro, iar apartamentele de patru camere pornesc de la 95.000 de euro și ajung spre 150.000 de euro. Așa că, dacă vreți să vă cumpărați o proprietate nouă de investiție sau doar pentru a locui în ea, trebuie să vă pregătiți cu aceste bugete. Și după tot traficul pe care l-am prins pe drumul abia lărgit și încă în construcție, am ajuns în comuna Berceni. Aici aș vrea să vă arăt o casă foarte frumoasă, construită în regie proprie, pe care colegul meu, Iulian, o are la vânzare. Bună, Iulian! Bună, Madalina! Am venit să văd această casă frumoasă. Spune-mi două vorbe despre zona în care ne aflăm. Ne aflăm în comuna Berceni, pe strada Bega, la nici 100 de metri de bulevardul principal 1 Mai, unde vreau să-ți prezint o casă care este construită pe un teren de 752 de metri, cu o deschidere la stradă de 16 metri. După cum vezi, strada este asfaltată, deci ca și acces nu este nicio problemă. Îmi place aici cum am intrat noi pe stradă cu această deschidere, pentru că de obicei în zonele astea noi dezvoltate sunt străzi mici, înghesuite, și foarte rar poți să intri într-un mod corespunzător. Spune-mi, te rog, casa are utilități? Casa este racordată la curent. Avem și curent trifazat de 10 kW putere. Avem gaze, avem apă. Lipsește canalizarea pentru că lipsește în toată comuna. Și aveți și o pisică frumoasă. Avem o pisică care este... Hai să vedem casa. După cum vezi, avem o poartă foarte mare automată care se deschide. Avem spațiu de parcat, cred că vreo 5-6 mașini, depinde de cum se dorește. Avem un carport pe care avem montate panouri fotovoltaice de 10 kW, care ajută casa la consum și se dă și în rețea, bineînțeles. Și bineînțeles că poți să pui aici și stații de încărcare pentru mașinile electrice, dacă ești pasionat de mașini electrice. Haideți să mergem în spatele casei. Abia aștept să văd curtea din spate, pentru că deja văd acolo un gazon foarte verde, matur. Avem în spate... Și ceva albastru, care este o piscină. Exact. Wow! Avem o piscină de 50 de metri pătrați, 10x5 pe 1,6. O piscină care este încălzită. Avem sistem de not contra curentului, avem cascadă. Văd că piscina e și ea acordată la panouri, adică e o piscină încălzită? Exact. Avem panouri de 7,5 kW doar pentru încălzirea piscinei, ceea ce înseamnă că ne putem bălăci în ea și acum, dacă punem apă, nu avem nicio problemă cu costurile. Proprietatea dispune și de un foișor, unde putem petrece zilele cu prietenii. Avem un duș, unde după piscină sau înainte să facem un duș. În stânga este încălzirea piscinei, iar aici avem o magazie de 15 metri pătrați, unde punem toate ustensilele necesare unei case atât de mari și pentru îngrijire. Gazonul este irigat automat, avem un sistem de irigare automatizat. Luminile
sunt cu senzor crepuscular. Pe măsură ce scade lumina, ele se vor aprinde. Și presupun că sunt tot așa solare, nu? Văd becurile. Nu cred că da, totul aprind... este asigurat de panourile solare pe care le vedem instalate peste tot. Și ce-mi place mie la casa asta? Că nu are calcan, este o casă individuală și este atât de bine poziționată în curte, astfel încât să existe și partea din spatea casei, care poate fi folosită în intimitate cu familia, cu prietenii, dar și partea din fața casei unde se parcheze mașinile, mașinile oaspeților care vin în vizită și să nu fie accesate toate clai peste grămadă, ea este foarte bine distribuită la sol. Pentru că toți suntem la a enumera caracteristicile casei, spune-mi, te rog, prețul ei. Prețul casei este de 350.000 de euro, cu tot ce se vede în curte și cu tot ce se vede, are în interior, adică utilată și mobilată. Asta voiam să aflu de la tine, dacă se vinde mobilată și utilată, și aș mai vrea să aflu ceva de la tine, dacă tot te-am prins azi aici. Spune-mi, te rog. Casele care sunt mai mici, n-au atâta curte, n-au piscină, pur și simplu e o casă normală, oamenii vor să vândă un apartament la ora și vor să se mute la o casă în zonă. Spune-mi, te rog, la ce prețuri ar putea fi azi găsite casele care au, să zicem, până în 300 de metri de teren? Casele mici făcute de dezvoltatori, duplexuri înșiruite sau individuale și variază ca preț între 80 și 120 de mii. Tocmai pentru a se putea încadra și la prima casă, unde știm că e vorba de preț și de... Și dacă loturile de teren sunt mai mari, prețurile evident urcă, spunem până unde urcă? Prețurile urcă până la 1.200.000, depinde de terenurile. Hai să fim rezonabili, să ne gândim la un lot de teren de 500 de metri pătrați. Cât ar trebui să scoată un bucureștean din buzunar dacă ar vrea să cumpere o casă în care să aibă și puțină curte, nu atât de mare ca asta, dar să spunem un lot de 500 de metri cu o casă normală de 3 dormitoare. Prețurile variază între 130-140 de mii până spre 300 și, depinde de mărimea lotului de teren și depinde de construcție. Ce și se de dorește. Poziție, că nu toate străzile sunt asfaltate. Și bineînțeles și de poziție. După cum bine știm, orașul București e divers. Sunt case bune, case mai puțin bune construite, case frumoase, case urâte. În funcție de ceea ce îți dorești și de ceea ce îți permiți, evident, ai o varietate foarte mare de produse. Până data viitoare, eu îți recomand să folosești specialiști care să te ajute să alegi casa potrivită pentru tine. Specialiști care să te ajute să vezi o structură de rezistență, specialiști care să te ajute să decizi un preț, dacă e bun sau mai puțin bun. Iar până data viitoare, urmărește-mă, dă-mi un like, poate și un share și dă-mi o idee de material. Și nu uita, construiește, închiriază și cumpără doar case bune.